Bun venit la Starea Sănătății! Anul acesta a fost destul de ciudat încât să ne facă să căutăm tot felul de metode care să ne ajute să nu o luăm la vale fizic și mai ales nino psihic. Cursurile de yoga, de pildă. Eu m-am apucat, da, pentru că sunt accesibile, ai lecții online și poți practica în intimitatea căminului. Ce avantaje mai vreți? Nu te vede nimeni și e gratis, tati. Să trecem acum la temeri legitime. O suspiciune care plutește în jurul acestei activități este că, dincolo de toate poveștile frumoase cu energii și vindecări interioare, nu e, domne, nimic concret. Că n-avem, de fapt, niciun argument solid, științific, să ne apucăm de ceva atât de caragios. Caragios mai ales pentru bărbați, nu? Că avem și blocajele noastre care vin dintr-o prejudecată veche. Cum că activitățile fizice se împart în activități pentru femei și activități pentru bărbați. Complet stupid, da, eu arăt foarte bine în colanți. Știința spune că această practică antică nu presupune doar activitate fizică, ci și exerciții de respirație și tehnici de concentrare. Asupra condiției fizice are efecte dovedite. Ne întărește mușchii și ne crește flexibilitatea, iar aceste beneficii se traduc în reducerea simptomelor artritei și a durerilor de spate, precum și în îmbunătățirea echilibrului. Mai multe studii clinice au evaluat și efectele pe care le are yoga asupra problemelor cardiovasculare. O meta-analiză condusă de cercetătorii de la Harvard a adunat rezultatele a 37 de studii clinice și a concluzionat că aceia care practicau yoga au înregistrat îmbunătățiri la nivelul presiunii arteriale, al colesterolului și al greutății corporale, precum și la nivelul altor factori care influențează riscul bolilor de inimă. Mai multe studii au arătat că yoga ajută și la reducerea semnificativă a nivelului de cortizol, având un efect antidepresiv. În plus, efecte benefice au fost confirmate chiar și în cazul unor pacienți diagnosticați cu sindromul anxietății generalizate. Un studiu publicat anul acesta, de pildă, a arătat că tratamentul cu sesiuni de yoga a dat rezultate mai bune decât includerea participanților în niște cursuri de management al stresului. Suficiente motive, zic eu, încât să-i dăm o șansă. Vă aștept de la 10 fix la Starea Nației.